Este un concurs care a fost înființat în Statele Unite în 2005. În România este din 2016 prezent. A fost adus de Nație prin Educație. Este un ONG care se ocupă cu promovarea roboticii și este a 8-a ediție la care, de fapt, noi participăm la echipa noastră la a 3-a, dar în România este a 8-a și săptămâna trecută am participat la faza regională la Iași, unde echipele Colegiului HDU au obținut premiul Connect locul 3, echipa Homo Sapiens, și Connect locul 1, noi. Și ne-am calificat la faza națională a competiției de pe locul 7. În această competiție First, pe lângă construirea propriu-zisă a roboților, se pune accent pe spiritul de echipă, pe inițiative de antreprenoriat, echipa caută sponsori, creează materiale publicitare, se implică în comunitatea locală, apelează la ajutor în cadrul firmelor tehnice și non-tehnice din comunitatea respectivă, din Buzău în cazul nostru, și se punctează și aceste realizări ale echipelor, nu doar partea de robotică. Pe lângă Connect Award, locul întâi, noi am participat, am fost selecționați și de către alianța finalistă. De fapt, am jucat semifinalele în cadrul competiției în faza regională, fiind selectați de o echipă din Iași pe baza performanțelor robotului nostru, care s-a comportat foarte bine. Anisia a fost la înălțime. Și vom participa peste 3 zile la faza națională, care se desfășoară tot la Iași, unde vor participa peste 40 de echipe din toată țara. 60 de echipe din toată țara. La faza regională au fost 48, dacă nu mă știu, sau 42, dar deci noi ne-am calificat de pe locul 7. Multă muncă din partea copiilor, în mod sigur, pasiune, ore întregi care au fost petrecute la școală. Dacă ar fi să contorizăm, cred că n-au avut weekenduri, n-au avut zile libere, o perioadă foarte lungă de timp. Și la acest efort al lor a fost și sprijinul nostru. Am avut sprijinul doamnei director, am avut sprijinul colegilor mei profesori, i-am susținut și tot acest efort al lor s-a concretizat în aceste două premii, atât noi cât și colegii noștri de la cealaltă echipă. Este într-adevăr un efort care merită apreciat. Sunt mândru de tot ce au făcut copiii în acest sezon. Este un efort care durează de 3 ani de zile, cel puțin de când au venit ei la colegiul nostru. Deci această reușită nu a însemnat un lucru peste noapte. Au fost ani petrecuți de ei înainte la LEGO, ani petrecuți aici în Colegiul HDU, suportul și sprijinul nostru al familiei elevilor, copiilor care întotdeauna i-a sprijinit în această direcție și s-a concretizat în acest rezultat. Deci nu este ceva obținut peste noapte, este meritul lor, într-adevăr, și v-am zis, suntem toți mândri de ce au reușit să facă. Rolul mentorilor în această competiție este cumva secundar la toate interviurile cu jurații de la competiție, de exemplu. Mentorul nu are voie să se implice, nu are voie să vorbească, nu are voie să spună nimic, să adauge. Este doar participarea copiilor.